puțin, să o conduc eu până acolo. Oată! Wow! Mamă! Trebuie să-l vezi în cap direct. Astăzi voi face tot ce îmi spune Miruna. Mai pe scurt voi spune da la orice îmi propune Miruna. Cred că o să regret vlogul ăsta 100%. O să spun da la orice zice Miruna timp de 24 de ore. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vă place acest vlog și mai vreți să vedeți vloguri de acest gen pe canal și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Miruna încă nu știe treaba asta, așa că va trebui să o sunăm, să vedem unde este și ce reacție o să aibă atunci când o să-i spun față în față. Ai terminat? Ce faci? Da, am terminat. Și poți să vin să te iau sau? Păi vreau să mă duc în acasă, să el. Ok. Și acum o să se ducă să se aranjeze, pentru că i-am spus că astăzi vreau să filmez un vlog cu ea. Și nu știe încă ce vlog. O să revenim că după ce se aranjează Miruna. Astăzi tu, Miruna, decizi tot ce vrei să fac eu. Adică astăzi spun da la orice vrei tu. Am zis, nu cred. A, da. Astăzi spun da la orice vrei tu timp de 24 de ore. Astăzi sunt un mini sclav al tău. Nu cred, nu cred. Asta e reacția originală acum aflat. Oh my god, e prima dată când aflat, nu înțelegeam ce trebuie să faci, eu nu cred, mama Andrei. Deci, Miruna, vreau să-mi spui acum pe prima listă, ia zi, ți-e foame, vrei să mergem să mâncăm, care e situația, spune. Da, vreau să mâncăm. Puteam să jur, deci puteam să jur, eram 100% sigur că asta o să fie prima chestie, după aceea nu știu ce o să fie, ce o să se întâmple. Da. Dar o să fie interesant, 100% vlogul ăsta. Nu dă-l pec? Ok. Da. Ia uite ce fericită e. Am făcut-o fericită că n-am auzit. Eu n-am voie să zic nu astăzi, deci n-am voie să zic nu. Și limita bunului simț acolo din partea mea, noi vedem ce se întâmplă. Vedem, guys, dacă o să fie bunul simț sau nu, dar descoperim. Și am, bă, ce se întâmplă? Pentru că Andrei nu spune niciodată și... Haide, asta îmi place extrem de mult. Chiar o să fie, o să scriu calendar ziua asta, neapărat. A, dați like acolo dacă vreți să mai fac Andrei și partea a doua. A, și partea a doua, ia uiți. E fericită, Miruna. Da. Și tu, nu? Eu cu pulsul 1 milion, că nu știu ce urmează după asta. Andrei, sper că portofelul tău pulsează acolo. O să pulseze mai încolo puțin. Ia, deja am văzut fața. Poftă bună, Miruna. Ei, mulțumesc. Deci următoarea chestie o să fie, Andrei, să mă duci prin magazine și să fii cuierul meu. Cuierul. Să-mi car toate alea și după să-mi plătești ceva dacă îmi cumpăr. Sperăm să n-ai pe chestii mișto în parlic. Hai să vezi cum atunci ce pot să zic. Așa. Ia ține asta. Deci nu știu ce se întâmplă aici, dar Miruna vrea să cumpere tot H&M-ul. Bine, ține-l. Ține-ne. Tot H&M-ul la Miruna l-a probat. Hai, bă. Mai avem alte magazine. Da. Al doilea magazin. Ai, că porți tu așa ceva. Mai știi? Se știe niciodată când ai nevoie. Mai ales dacă faci Andrei cadourile azi. Nu, nu e problemă. Nu prea îmi plac hainele de aici, nu știu, sunt puține și vreau mai multe haine, mai multe gusturi. Asta ce înseamnă? Că mergem în alt mall. Dacă Miruna astăzi mă țin numai în mall-uri, măcar dumneavoastră undeva să mai stau și în afara mall-ului. Mergem și în aer liber în parc, dar nu acum. Și unde mergi, Miruna? În Nafi mergem acum. În Nafi, în partea cealaltă a Bucureștiului. Bine că măcar benzina de pe acest vlog nu există, adică merge pe electric măcar atât. Al doilea mall, în Nafi. Ce își dorește și Miruna după aici prin Nafi, o vedea. Cum s-o? Uite-l, pinguinul! E, bă, bă, ăsta-i mai drăguț, oricum. A. Deci nu știu ce se întâmplă, dar m-a scos din mall. Nu știu dacă e un semn bun sau dacă e un semn rău. E un semn bun pentru mine. Nu știu ce se întâmplă, dar a zis să o luăm pe aici. Vedem acum unde ajungem. Încotro. Aici. Și pe ăsta? Și leciul pe care l-am numit eu. Astea toate sunt zare. Mări pe mai mică la Savet. One eternity later. Am stat vreo 5 de minute, astea a doua parte. A, bine că ai zis-o tu ca să nu zic eu. Deci... Am stat 50 de minute, s-au săturat doamnele alea de acolo de noi. Vă dați seama că la un moment dat nu mai avea chef de mine și a plecat de acolo să ajute pe altcineva. A probat Miruna de toate pe acolo, a luat aici două chestii, e bine.
Dar Andrei acum a făcut chestie. Am cumpărat un inel și o gogoașă. Gogoașa e pentru inelul, este pentru o prietenă. Și pentru că azi ești darnic, vreau să mergem până la ea acasă și să-i dăruiești tu personal. What? Da. Okay. Și să spui că a întârziat mărțișorul sau ceva, să formulăm noi ceva, să fie interesant. Sau o cer de soție. Doamne, iartă-mă. Și n-ai voie să refuz. Mai mă gândesc și eu, ori o aia de soție, ori de 1 martie. Mamă, ce planuri are Miruna în cap, nu înțeleg. Andrei, eu zic să ne mergem să mă uit după machiaje. Ai zis da, am auzit, da? Parcă da. Aolea. Nu mai zic, acum a uitat la magazinul ăsta, acum fix când am intrat și a zis, s-a uitat și a zis, no. Da. Când a zis nu, a zis, ok. E rău. Deci, eram ajuns iar la magazinul de haine. Da, deci, guys, mă gândeam să-mi le iau din nou, l-am pe al și mă gândeam să-mi le iau și pe negru. Și voiam să-l întreb pe Andrei și Andrei ceva, nu se bagă, frate, nu mergeți cu Andrei în magazine, vă rog frumos, nu mergeți. Mi-a luat tot cheful. Și clar, Mira, îi trebuie și șosete, hai să trebuie așa random. Nu trebuie să știu șosete acasă. Până la urmă, dacă tot e ziua asta, de ce să nu ne cumpărăm șosete? Am zis că până mănâncă Andrei și chestii, gen, o să mă duc eu să-mi cumpăr niște chestii. Și Andrei n-avea cum să mă refuze, deci haide să mergem să mai îmi cumpăr niște chestii. O să-l pun să facă și Andrei anumite chestii. Poate mă gândesc să iau și mașina, nu știu, vedem. Dar vedem că nu o să vină Andrei, că trebuie să vină acum. Și am mers până acum să-mi iau anumite chestii. Mulțumesc lui Andrei că mi-a dăruit cardul. Gata, Miruna. Te-ai făcut cumpărăturile? Da. Wow, nu vine să cred că ai zis asta. Deci, guys, acum este efectiv total random ce mi-a venit în cap. Nici Andrei nu știe. A luat camera și filmează, nu știu ce vrea să fac. Da, m-am gândit. Vreau să cumpăr un trandafir și să mergi la Norris. Mă. Și să-l chem jos. Vreau ceva, să-l agăs pe Norris. Dedicație, dragă. Dedicație pentru Norris. Pentru că m-am gândit că suntem bune. O să facem o surpriză și unei prietene. Tot la fel, Andrei o să facă acest lucru. N-are cum să mă refuze. Deci mergem la două prietene și la Norris. Să vedem și reacția lui Norris. Cred că o să fie îndrăgostit după când de Andrei. Și mai mult, că deja e. Măcar am reușit să bag și o mașină la încărcat. Dacă tot merg să cumpăr trandafir pentru băieți. Nu pentru orice băiat. A, nu pentru orice băiat, pentru acel băiat. Am ajuns aici și mi-am dat seama că vreau eu pentru mine asta. Că-mi place. Păi și pentru Norris. Și pentru Norris, da. A, mai am și unul pentru Norris. Vrei să iei de asta unul pentru Norris? Sau mai bine? Zi, Miruna, ce iau? M-am gândit. Știi, am ajuns la concluzia. Challenge-ul ăsta e mai mult sclavul Andrei, nu e cu spune da sau mai știu ce. Cred că mai mult direct sclav, ce să mai, că nu am voie să zic nu, ca un sclav, nu? Nu, că sclavul bagă sapa acolo, se murdărește. Eu nu stau așa de... Ah, ok. Ok, bine, bine. Da, chestia e genul. Bine. Nu-s chiar atât de rău ca un sclav, cică. Spuneți-vă în comentarii dacă vi se pare că nu mai zic nimic. Și acum trebuie să mă duc? Nu știu unde, să iau un fir de trandafir, nu? Da. Bine. YouTube vezi mai. Vezi care? Uite ăsta așa. Da, e acolo. E frumos, da. Ales de mine. Da. Uite ce frumos trandafir, ce prost. Ați mai văzut voi așa trandafir frumos? Are Andrei o surpriză pentru tine. Ok. Nu știu dacă ai primit vreodată de la cineva, dar... Prietenul meu drag, am pentru tine o flare. Aplacă-te! Stai! Pentru tine, uite așa. Oh, mulțumesc, domnule Andrei. Accept această floare din partea mea. Accept această floare cu iubire și cu pace și cu împlinire. Primul tot trandafir, cred că de la un băiat. Da, tu te-ai dus peste tot în București să dai trandafir? Sau care a fost? Nu, nu. Miruna, astăzi eu zic da la orice zice Miruna. Și Miruna a vrut să îți dăruiesc un trandafir. Băi, ce drăguț, ce drăguț. Ok, mulțumesc. Și mai am cadouri pentru alte fete. Am mașina plină cadouri pentru alte fete. Mă duc acum să mai doresc cadouri din câte mi-a zis Miruna. Da. Bă, mersi frumos, Andrei. Te pup. Mersi mult de tot pentru trandafir. O să-l dăruiesc la o fată, dacă găsesc. Bun, guys, deci acum am zis să mergem la Denisa să-i dăm ceva, pentru că știu că și-a rupt husa la telefon și am luat o husă. A doua persoană fericită din ziua de azi. Da, și o să o dea Andrei, la fel, că na. Andrei e azi dăruitorul, știi?
Am adus un cadou pentru tine, că știu că ai păzit o chestie nașpa cu Sam. Mulțumesc! Astăzi sunt Moș Crăciun prin București. Am dat și un trandafir la un băiat, adică la Noris. Serios? Da. Mamă, ce frumos se vede! Mersi mult de tot! Deci ai zis că este sete. Da, vreau apă. Ne conformăm și luăm o apă. Bun. Care e Miruna următorul lucru? Să spăl mașina. S-o speli tu? Da. Hai bine, primul lucru bun pe ziua de azi, că spală Miruna mașina, deci că tu ești unul, știu ce. Dar, stai puțin, mai e ceva. Să o conduc eu până acolo. Dar de ce? Pentru că vreau să o conduc. Trebuie să vine și asta, nu? Deci trebuie să spui? Da, ce să zic. Mai pus să mai zic ceva, hai că la spălătoria asta de aproape, da? Da, da. Bine. Deci Miruna are permis, în caz că nu știați, dar problema e că ea nu prea a condus de când are permis și acum la volan la mașina mea nu prea. Bun. Uitați-vă cât spațiu. Ne dăm AirPod-ul jos, ne dăm și ăsta jos. Deci mi-a strâmbat Miruna toate oglinzile, să mă și uitați-vă cât stă. Și asta de aici și tot, ești nebun. Când ești tu sigură de plecare, pleci, adică eu nu mă grăbesc nicăieri. Hai, apasă pe frână. A. Frână. Și cu piciorul drept, Miruna, ca ai n-ai început bine, doar dreptul folosești. Și acum ăsta în jos. Ăsta în jos odată. Nu știu cum poate să stea de în față, deci mi se pare extrem de ciudat. Uitați-vă și voi. Eu stau undeva pe acolo, unde e spătarul și acum chiar trebuie să fiu atent. Ar trebui să fiu atent. Stai puțin. Poți să te faci, nu vine nimeni? Gata, hai. Bravo. Doar în față te uiți. Zi-mi care ai condus ultima dată. Ultima dată? Da. Pe 1 aprilie. Pe 1 aprilie și suntem în iulie. Suntem în jumătatea lui iulie și acum, da, foarte încurajator treaba asta, ce pot să zic? Dacă vrei bag piciorul, ne? Nu, nu e nevoie, stai liniștit. Nu mă supărăm. Da, nu, stai liniștit, ok. Tu ai pe stânga. Așa, bravo. Ia uite cât a gros poiul. Mamă. E bine, Miruna. Vezi? Drum drept, e făcut foarte bine. Ușor, e ușor. E frică, Miruna, să apese pe accelerație. Nu bag piciorul. Nu bagi piciorul, nu? Nu. Oto! Ești nebun, Miruna. Ușor. Te testam pe tine. Mamă, testai pe mine. Da. Mă testai pe mine, da? Să vezi și tu cum e să intri în scaun. Hai că oricum a apăsat ușor, că știu exact ce poate mașina mea. N-a apăsat-o cum o apăs eu, deci e bine. Și nici nu trebuie să o apeși, Hai doar că nu mai avem mult timp până acolo. Da, mai e puțin. Wow! Mamă! Mamă, cum a fost asta? Miruna, ia ușor, că mă dai cu capul de tetiere, ești nebun. Ce se amuză, Miruna? Hai să cum e să ai accelerație instantă? Îmi place. Am rămas fără baterie la camera, așa că, Miruna, te las. Tu trebuie să dai cu spumă, da, cu spumă. Dar te rog eu mult, nu-ți bate joc de ea, te rog eu mult. A, da, Miruna, de tot, bai. Uitați-vă cum asta pe aici, uite câtă mizerie pe aici. Aole. Hai Miruna, dă pe jos, așa, hai. Nu. Mai departe. Dă Miruna de toți banii, ești nebun. Da, guys, deci am spălat și mașina și se pare că nu-i de mine. E de Andrei să spele mașina. Și mă bucur de apa asta, sincer. Cea mai ieftină chestie, da, adevărat. Și acum o să am o chestie pentru tine, Andrei. Pentru că, na, am spălat mașina, trebuie să te speli și tu. Adică sticla asta de apă s-o veri și pe tine. Bun, Andrei, deci știi ce ai de făcut acum? Poftim apa. Tu vrei să o torci pe mine direct? Da, trebuie să-l veri și în cap direct. Nici pe lângă, nici nimic? Nu, pe cap. Bă, n-are milă deloc, Miruna, mamă, deci abia aștept, dați-mi idei, vă rog eu multe răzbunări pentru Miruna, de prank-uri, de toate, lăsați-le în secțiunea de comentarii pentru că vreau să mă răzbun neapărat pe ea și poate pierde ea un pariu odată și ajunge și ea în mâinile mele să vadă după ceea ce pun eu, să se spele cu toate nebunile. Și acum în cap direct, da? Da. E destul? Toată. E bine? Da. Recoritor, ce pot să zic? Nu mai e în brațe sau ceva? Alo! Eu cum am observat? Uite cât de bine e stoporul!
Bă, cum îi stă bine așa păr oricând? Bă, ești nebun, mi-a dat cu apă. Bă, deci nu mă dau cu fixativ, vai doi, pentru cei care mă mai întreabă de păr. Eu nu folosesc fixativ în păr, doar șampon. Și bă, că încă stă, ești nebun. Bună, ce faci? Da. Oho! Ce faci, frate? Am un cadou pentru tine. What? Da. Astăzi, deci astăzi eu, Mirunei, a trebuit să-i spun doar da. La orice mi-a zis ea, a trebuit să-i spun da. Și am făcut niște cadouri, nu sunt trandafir. Deci nu ești singura cu cadou, dar tu ai plăcut cel mai frumos cadou, cred că. Da. Un inel? Da. Mamă, cum e? E dacă... Mamă, și ieși cu inimioară și e roz! Da! E roz! Cred că ți-e să-i rozul și de-asta. Da! Am zis că... Băi, este sănătos la cap. Acum e mare pe ăla, vedem, dar să-i schimbă, îl schimbăm. Da, putem schimba dacă e. Uite pe ăsta, ia uite ce vine. Ia aici așa, mamă, ce frumos arătă. Vezi că vine bine. Da, măi, frumos. Da, ești foarte frumos. Ți-a plăcut? Mulțumesc, Andrei! Mulțumesc, Miruna! I-a plăcut. Nu, chiar nu tremură mâinile, pe bune. Așa am fost eu că conduceam Miruna, e ok. Mi-a zis Miruna că vrea acasă. Da. Deci s-a terminat challenge-ul, Miruna, care e situația, spunem? Da, s-a terminat și ai făcut cu brio. L-am făcut cu brio? Da. Dacă v-a plăcut vlogul, nu uitați să vă abonați, dacă vreți să mai vedeți vloguri de genul pe canal și lăsați-mi idei. Știți că sunt dator cu două răzbunări, mi-a făcut de două ori prank-uri și eu nu acum nu am făcut niciun prank și am făcut și cadou ăsta astăzi. Yay. Așa că eu zic că merită ceva pe acolo, așa că dacă aveți idei, lăsați-le în secțiunea de comentarii și poate o să mă inspir și o să-i le fac atunci când o să fie cazul, să nu-și dea seama. Nu. nu vreau. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut vlogul și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau.